La ce vârstă ai văzut pentru prima dată finala dintre Steaua și Barcelona? Trebuie să fiu sinceră, nu a fost să-mi aduc aminte exact vârsta exactă. Nu cred că am crescut și chiar vorbeam cu tata, nu? Mi-aduc aminte că la un moment dat când se sărbătorea și se dădea foarte mult la televizor, am văzut meciul, într-adevăr nu l-am văzut chiar complet, că a durat destul. Dar am văzut părțile importante. Eram, când să-mi aduc eu aminte, eram măricic oricum. Când ești mic, mic și când ăstea nu prea îți dai tu seama. Cum ai reacționat când ai văzut acea finală și mai ales după ce ai văzut că Marius a marcat unul dintre golurile care ne-a adus către câștigarea trofeului? Cred că în principiu era ceva, vedeam meciuri, nu? Și când era mai mică poate l-am prins și ca jucător. Și atunci era un meci poate oarecare pentru mine în mintea unui copil. Poate când realizezi e când mai vorbesc colegii, părinții colegilor, vezi la televizor ce se spune și atunci realizezi ce important e de-a lungul timpului, nu? Că nu mai reuși nicio echipă din țară să aibă această performanță. Ce l-ai întrebat în mod special pe Marius legat de acea finală? Care a fost marea ta curiozitate? Eu cu tata foarte puțin vorbim de fotbal sau de perioada lui ca jucător. Când eram foarte mică, poate vreau să-l am mai mult acasă, nu? Sau îl vedeam pe stadion. Primul rând, văzând iluzia care e pentru el acea finală și tot ce a însemnat și în ziua de azi, și amintește cu mare bucurie, cred că toate momentele alea au fost și place să-l văd, nu? Dar nu am stat așa să vorbim exact despre acea finală, nu cred că în familie am stat. Spune-mi, la școală, în momentul când colegii au aflat că ești fata lui Marius Lăcătuș, cum au reacționat? Te rugau să iei autografe de acasă, de la tata, să le dai autografe? În primul rând, eram foarte mici, ca eu la școală când am stat, eram din clasa a întâia până după ce am plecat. După aia, într-adevăr, au mai fost să vroiau un autograf, vroiau cu un prieten care era și coleg, poate a mers și la un meci, că în perioada aia mai mergeam și eu la meciuri. A mai venit parcă odată tata la școală, dar m-au luat ca un coleg normal, nu? Chiar dacă mai vorbeau și poate băieții mai mult, care știau de la tați și ce mai vedeau ei la televizor. Fetele nu prea eram cu fotbalul. Ce înseamnă pentru tine această finală a Cupei Campionilor Europeni din 1986? Ești practic fiica unuia dintre cei mai importanti jucători ai echipei Steaua din acea perioadă. N-am trăit finala, că nu m-am născut, dar în timp cred că ca orice lucru care l-a făcut tatăl meu, mă simt mândră și de ce nu fericită că a făcut parte din acea echipă și că a ajuns să facă istorie, nu? Până la urmă, și mă simt fericită pentru el, pentru realizările lui în special. Aș vrea să te întreb un element de culoare. În perioada respectivă, Marius purta părul lung, acum are părul în scurt. Cum era? Cum ți se părea? Era mai în trend așa cu părul lung sau acum? Eu mereu am zis că îmi place cu părul scurt și cum e acum. Nu știu. Eram foarte mică când l-am mai prins eu cu părul lung. Na, așa-l vedeam și după aia cu părul scurt, dar îl prefer cu părul scurt. Dacă, spre exemplu, aveai o anumită vârstă la vremea finalei, evident, ipotetic vorbim, pentru că nu erai născut atunci și l-ai fi văzut jucând, i-ai fi sugerat să-și tundă podoaba capilară? Nu, eu și când am mai mers la meciuri, mă bucuram să-l văd pe tata și hai Steaua, ce spuneam în perioada respectivă. Nu era părul sau... Mă bucuram împreună cu mama când ne uitam la meciurile lui. Toată lumea spune despre Marius Lăcătuș că acasă este cu totul și cu totul altă persoană, total diferită de lumea fotbalului, de lumea stadioanelor. Dacă pe terenul de fotbal îi se spunea fiara, acasă cum îi se spune? Tata din familie sau Marius? Nu, n-are nicio legătură. Poate lumea crede că noi stăm acasă și vorbim numai de fotbal sau perioada lui ca antrenor, jucător și nu e așa. Adică ce e acasă, e acasă. Mereu tata mi-a spus ce e în teren, e în teren. Și după aia viața e total diferită. Adică nu trebuie, de exemplu, dacă suntem prieteni cu o familie care la echipa adversă, nu trebuie să fie ură sau acolo, vai cine câștigă, nu. Ce e în teren, e în teren și restul rămâne acolo, nu? Problemele de meciuri și așa nu trebuie să afecteze familia sau așa mai departe. Și ne bucurăm de el ca persoană. Poate lumea îl cunoștea ca fiară
persoana respectivă care era, dar noi ne bucuram de el așa cum e. Spune-mi, se potrivea acel nickname, așa din punctul tău de vedere, văzând neutru toată situația? Văzându-l ca jucător și ca antrenor, poate, cât iubește fotbalul și ce dăruire dă, da, îi se potrivea și îi se potrivește în continuare. Dar asta nu înseamnă că e fiara și în viața personală, poate ce cred mulți care nu-l cunosc de fapt cum e el, Marius Lăcătuș, persoana, cum e cu familia, cu prietenii. Ce va însemna pentru tine să mergi împreună cu tata pe stadionul Steaua, nou stadion Steaua, și să știi că acolo, în zona aia, el a făcut istorie pentru una dintre cele mai iubite, poate cea mai iubită echipă din România? Cred că mai mult ar avea el, nu? Pentru mine e echipa tatălui meu. Nu sunt cu nicio echipă în momentul de față, nu pot să spun că țin cu o echipă. Voi ține mereu cu echipa unde este el ca antrenor. Nu știu dacă voi merge, trebuie să fie ceva foarte important, dar mă voi bucura să fiu alături de el și nu contează stadionul sau locul. Poți să sărbătorești, eu știu, într-un parc, într-un restaurant, ceea ce au făcut. Pe mine să-l văd fericit, vorbim cu colegii lui și așa mai departe. Cu care dintre copiii vedetelor de atunci ții legătura? Știu că ești bună prietenă cu Zandale, fiica lui Belo. Da, Zandali. Zandali. Pot să spun că mai am relație și mai vorbesc cu fata lui Mihai Stoichiță, dar foarte rar, sau Ștefania Prodan. Nu pot să spun că mă văd zi de zi cu ei. Niciodată. Și nici nu prea îmi place să vorbesc cu cine vorbesc dintre ei. Nu vorbesc cu foarte mulți. Am coincis, ne cunoaștem cu mulți, copilul domnul Iordănescu, care ne știm. Dar mi-am făcut prietenii, am alt anturaj, poate ne-am nimerit cu Zandali mai mult din diferite motive, dar nu înseamnă că acum, dacă ei nu vorbesc cu cineva dintre ei. De zilele onomastice, de sărbători, da, ne dăm un telefon. Revenind la Cupa Campionilor Europeni, subiectul discuției noastre de astăzi, îți mărturisesc că și atunci când vezi acele imagini după atâția ani, te trec așa emoțiile. Ai sentimentul ăsta de emoție când vezi o imagine ca asta, când vezi că Marius se îndreaptă spre balon și șutează spre poarta barceloneză? Nu sunt foarte așa atașată, nu? Pentru că pe mine mai mult, poate când l-am văzut la televizor, când i-au dat ceva ca recunoaștere, nu? Poate e alt sentiment să-l văd acolo. La meciuri, sincer să fiu, nu mă uit non-stop la meciuri, că deja știu când s-a dat șutul, l-am văzut, am și DVD-ul, mi se pare, acasă. Având în vedere că eram atunci, nici nu eram, n-am trăit nici momentul, cred că îl trăiesc altfel părinții mei, pentru că au fost acolo, față de mine, care ce știam eu sau ce știu. Poate bucuria când vezi că până la urmă, din păcate, nu mai e nimeni sau nici măcar Steaua actuală e departe să facă aceste realizări și te bucuri. E un sentiment de fericire, nu? Și de mândrie pentru tatăl meu.